Imagini de infart au fost filmate cu o cameră de bord pe o șosea din județul Mehedinți. Un șofer inconștient a fost aproape să producă o adevărată tragedie după ce a făcut o depășire criminală pe drumul Național 6 în zona localității Prunișor. Unde se duce vere? Foi de capul meu! De la începutul noului an și până în prezent în județul Mehedinți au fost o serie de accidente soldate cu victime omenești. Asta nu împiedică pe șoferii teribiliști să facă depășiri periculoase care să pună atât viața lor cât și a celor din jur în pericol. Impactul frontal a fost evitat în ultimul moment de șoferul camionului care a tras de volan dreapta spre șanț. Atât autoutilitara depășită cât și tirul care circula din sens opus regulamentar au făcut manevre extreme, ieșind parțial în afara carosabilului ca să-i facă loc șoferului kamikaze. După manevra de infarct, mașina înmatriculată în Mehedinți a reintrat pe banda sa de mers. România, cu o populație de 19,1 milioane de locuitori, are cel mai mare număr de morți în accidente rutiere raportate la populație, 85 de morți la 1 milion de locuitori.